Îți dădeai, încercai să crezi, dar era foarte dificil, că tot timpul la Dinamo, la Steaua, s-au căutat jucători consacrați, jucători care, că după mi-amintesc că au venit fel și fel de portari care chiar au avut șanse să joace. Eu nici măcar n-am avut șanse să joc, adică cel puțin să dovedesc dacă sunt bun sau rău. Da. Că și mie mi-ar fi convenit să joc într-o echipă bună, să ating mingea de 2-3 ori și așa mai departe. N-a fost greu. N-a, oricum, încredere prea mare n-aveai. La fel, înainte, când a venit Lobonț, știi că ți-am spus și ieri, că Așa. încă mai joacă Stekelenburg. Așa. Mi-amintesc și acum că din cauza lui Lobonț a fost trimis la Dinamo în România, mi se pare că l-a dus Giovanni și Așa. vă dați seama, el era titularul echipei naționale, că făceam și o glumă, poate să-și rupă și o mână și un picior și tot el joacă, că nu există altă variantă. Adică ce ar trebui eu să fac? Da, În ca să perioada apere. aia, ca și antrenamente, arătam niște lucruri incredibile din ce mi-amintesc eu. Deci era foarte greu. Și Niculescu zicea, băi, este foarte greu să-i dau gol de oriunde. Și Niculescu era un atacant foarte, foarte bun. Spunea de Lobonț că e greu la antrenament să-i dea gol. Nu, de mine. A, de Zicea tine, el, că... băi, A, deci, de practic, mine, da. tu la antrenamente erai ireproșabil, dar n-aveai cum să-l scoți pe Lobonț din poartă. Era foarte greu. O luăm pe partea cealaltă. Echipa câștiga, Da? n-aveam nicio șansă.